Bună seara, domnilor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv, o nouă ediție în această seară. Este o zi de sărbătoare. Ne aflăm în plin postul Paștelui, știți foarte bine. Am discutat aici la Gorj Obiectiv despre acest post mare de peste an, extrem de important pentru noi românii, pentru că spuneam în ediția de miercuri că credința este printre puținele lucruri care ne au mai rămas, mai ales în această perioadă. Astăzi, vă spuneam, este mare sărbătoare, iată, bună vestire, este și dezlegare la pește în, acest, în această zi și vom continua discuțiile pe care le-am avut aici în studio cu Părintele Nicolae Chivulescu. Cuvinte de suflet, pentru că avem nevoie de o întărire a credinței în această perioadă și știm foarte bine că noi românii, indiferent de ce am pierdut, credința ne-am păstrat-o în tot Vom discuta din nou în această seară despre aceste lucruri, despre această zi sfântă de astăzi cu invitatul meu și permiteți-mi să vi-l prezint, este vorba despre domnul Nicolae, Nicolae Chivulescu, este preot paroh aici în municipiul Târgu Jiu și îl știți foarte bine de aici, de la noi, de la TV Sud. Bună seara, părinte, și vă mulțumesc din nou că ați ales să fiți aici în studioul TV Sud. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam, Părinte, că astăzi este uh, o zi de mare sărbătoare. Iată, buna vestire. Ce reprezintă această uh, sărbătoare? Buna vestire este începutul mântuirii neamului omenesc. Umanitatea întreagă, datorită păcatului strămoșesc, era, iată, pentru că vedeți Adam și Eva sunt uh, protopărinții noștri. Ei, datorită neascultării, au uh, căzut din, uh, să spunem așa, din Dumnezeire, pentru că ei au fost făcuți perfecți. Însă Dumnezeu a înzestrat cu liberul arbitru. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu așa hotărât. Ca și cu a creației sale omul să fie, iar omul să primească liberul arbitru, adică dreapta sucoteală, să aibă conștiință, conștiința de Sine, să aibă minte, să aibă înțelepciune. Însă pentru că înainte de a cădea omul a căzut altcineva din Dumnezeire, în speță diavolul, Satan, care inițial a fost creat bun. El a căzut datorită faptului că așa și a dorit mândria, neascultarea. Dumnezeu i-a îngăduit căderea diavolului. Dumnezeu așadar nu ne obligă pe noi, nici pe diavoli, nici pe oameni, nu obligă pe nimeni să îi fie fideli. Fidel. Dumnezeu ne lasă să trăim după cum vrem noi. El într adevăr este proniator, purtător de grijă tocmai și din purtarea de grijă a hotărât ca atunci când au căzut Adam și Eva în păcatul neascultării, sigur că i-au dat vina pe șarpe, Dumnezeu căutându-i, întrebându-i, ei s-au ascuns. Într-un final, Dumnezeu sigur că i-au săvârșit și păcatul prostiei, pentru că au crezut că pot fugi, te pot ascunde, ceea ce clar nu se poate, pentru că Dumnezeu este peste tot în creația sa și era așa atunci, și a întrebat, i-au dat vina Adam pe Eva, Eva pe șarpe, într-un final, Dumnezeu, pentru că mă întrebați de bună vestire, de atunci a făgăduit pe Mesia, pentru că la facere, la facere, mi-am notat aici, în capitolul 3, versetul 15, spune așa, dușmănie voi pune între tine și femeie. Se adresează Dumnezeu ispititorului, adică șarpelui. Pentru că între sămânța ta și sămânța femeii va fi dușmănie mare, femeia îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Zdrobirea capului șarpelui însemnează întruparea lui Dumnezeu. Fecioara Maria este cea care este lucrătoare total, profund la mântuirea noastră, acceptând să devină Maica celui prea înalt, să devină Maica lui Dumnezeu, Maica Domnului, tot liberă fiind. Pentru că, așa cum a spus, avem liberul arbitru, ea și-a acceptat menirea. Buna vestire, iată, 25 martie reprezintă prezența Îngerului Gabriel care se adresează Fecioarei Maria, încă o adolescentă, să spunem așa, a zilelor noastre, sigur nu orice adolescentă, nu orice femeie, pentru că Maica Domnul este cea mai pură ființă feminină care a existat și va exista vreodată în istoria lumii. Dumnezeu nu-și permitea să se nască din orice femeie. Trebuia ca acea femeie să fie aleasă. Dumnezeu a ales pe ea, dar aleasă nu în sensul că a ales-o și-a luat-o forțat, ci aleasă pentru că viața ei a corespuns alegerii lui Dumnezeu. Și știm că noi, Biserica și Biserica, de fapt, Biserica suntem toți. Sărbătorim pe 21 noiembrie intrarea în Biserica Maicii Domnului. Ia, oricum se naște miraculos, pentru că părinții ei, Ioachim și Ioana, fiind bătrâni, erau socotiți blestemați și neavând copii, clar, în zilele acelea erau socotiți ca și luați de Dumnezeu în, așa, în, într-o stare de nu mai contează, deci blestemați, într-un cuvânt, căzuți în disgrație, să spunem așa, și ei rămân, iată, Ana, la bătrânețe naște, păgăduind că dacă va fi mămică, vor oferi odorul lor, pruncul născut lui Dumnezeu, ceea ce au și făcut pentru că au dus-o pe micuța Maria, câțiva anișori, la templu în Ierusalim, lăsată în grija celor care se ocupau acolo de, să spunem așa, de învățătura aceea care se oferea celor care doreau, pentru că e clar că acolo se pregăteau oameni să devină oameni adevărați, în sensul că primeau învățătura aleasă, o educație aleasă. Și mai ca Domnului se duce acolo pruncă fiind, copilă fiind, și rămâne acolo. Se înțelege că acolo a trăit în curăție, se înțelege că a trăit într-o viață aleasă, care... Sigur că putem să o asemănăm cu viața în mănăstire, dar nu este o, o, să spunem așa, chiar o asemănare total potrivită pentru că ea a fost mai presus. Deci și locul, și trăirea ei, și nu să se spunem poate așa, educația acum. Nu se poate compara, zic. Nu se pot compara, sigur, el se compară până într-un punct, dar trebuie totuși să o ridicăm pe mai ca domnul la rangul bine meritat. Nu este oricine... Și locul unde a primit educație nu este orice loc și nu a primit orice învățătură. Sigur, mai ca Domnului crește acolo la templu și încă fiind, iată, în perioada de adolescență, nici nu avea 18 ani, avea mai puțin chiar, să spunem, 15-16, în momentul în care Îngerul Gabriel vine și se adresează. Se adresează ei pentru că ea era cea care trebuia să participe efectiv la mântuirea noastră, la procesul de răscumpărare a nostru, pe care l-a început și l-a promis Dumnezeu, cum v-am spus, încă de la facere. Dumnezeu a hotărât așadar să se nască din femeie. La facere, cum v-am spus, am și citit. Isaia, prorocul, vorbește și el de asemenea în Vechiul Testament despre uh, faptul că va veni peste o vreme Mesia și am uh, zis să uh, vă spun din capitolul 7, versetul 14, prorocul Isaia zice acolo, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Deci iată că Maica Domnului este încă din vechime, înainte de a se naște, și ea și pruncul ei, mântuitorul ei și al nostru, Iisus Hristos, se vorbește așadar încă din Vechiul Testament, încă de la facere, cum am spus, despre ceea ce avea să fie. Dușmanul ei și dușmanul mântuirii noastre este diavolul care nu suportă pe Maica Domnului. De asta și noi în ziua de astăzi și au fost și vor fi probabil oamenii păcate care o consideră pe Maica Domnului o oarecare femeie, o oarecare sfântă, și nu este așa pentru Lucru că de loc este adevărat. clar nu este nimic mai presus de care să ne îndreptățească pe noi să spunem despre Maica Domnului că este oarecare pentru că este mai presus decât orice ființă. L-a născut pe Mântuitorul Lumii, l-a născut pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a întrupat din ea. El se adresează prin Îngerul Gavril chiar. Deci este o să spunem așa o, o, o certificare, o... Un cuvânt de la Dumnezeu care bate orice părere, bate orice gând diabole, să spunem așa. Mi-am și notat aici, în capitolul 1 din Evanghelia Sfântului Apostol Luca, se spune că Îngerul Gavil, așadar, se apropie de Maica Domnului. Și bine, în capitolul 1 se vorbește la început despre cum s-a născut Ioan. Pentru că Îngerul Gabriel s-a arătat și lui Ioan. Zaharia, lui Zaharia, -Zahari. tatăl lui Ioan. Vorbeam de nașterea lui Ioan pe 24 iunie. Deci, se arată lui Zaharia, care și el nu avea copii. Elisabeta, soția lui, așadar, bătrân, toți amândoi, nu aveau copii și și ei, ca și Ioachim și Ana, părinții Mai Domnului, erau și ei considerați ca și blestemați, pentru că nu aveau copii și Îngerul Gavril îi nevestește și lui Zaharia că va rămâne femeia sa gravidă și că va naște. Și așa cum se naște, iată, cum se naște Ioan, bine, Ioan s-a născut pe cale naturală, adică din bărbați și din femei, efectiv cum ne naștem noi toți. Sigur, minunea a fost pentru că erau bătrâni. Și la este la e mai câteva decenii, e mai greu. Să, aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil. Și ei au făgăduit că fiul lor va fi dat lui Dumnezeu și se știe că Ioan a trăit în pustiul Ordanului aproape toată viața lui până la momentul când a ieșit să binevestească, să pregătească, să spunem, calea Domnului, pentru că el este numit înainte mergătorul Domnului, e și botezătorul și înainte mergătorul, și proroc este. Deci Zaharia și Elisabeta rămân și ei cu un copil la bătrânețe, se naște un copil din Elisabeta, îi pun numele Ioan și treaba asta este, spusă, este găsită în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 1, care începe cu nașterea Sfântului Ioan. De altfel, fragmente citite la fiecare liturgie din sărbătorile respective. Deci cine vine pe 24 iunie va auzi despre Evanghelia de la Luca, capitolul 1 spre finalul, spre mijlocul și spre finalul capitolului se vorbește despre nașterea Mântuitorului. Așadar, când Îngerul Gabriel vine și îi se adresează preasfintei născătoare de Dumnezeu, Fecioare Maria, punându-i binecuvântat ești tu între femei, binecuvântat ești tu între femei, iată Dumnezeu îi rostește, pentru că Îngerul Gabriel vine cu mesajul lui Dumnezeu. El este Arhanghelul lui Dumnezeu. Nu, este, nu se reprezintă pe sine. Îngerul Gavril, Îngerul Mihail, Rafael Rângelul și toți, toate cetele îngerești care au rămas în ascultarea lui Dumnezeu, ei nu vin cu mesajul lor. Ei sunt cei care transmit mesajul celor care, deci clar, Dumnezeu a grăit prin Îngerul Gavril, arătând că ea este aleasă de Dumnezeu, este binecuvântată, este plină de, plină de ar. Așa spune acolo Evanghelia după Luca. Așa spune Îngerul Gabriel. Fecioara Maria se miră ce fel de chinăciune este aceasta. Pentru prima oară în viața ei se arată Îngerul. Și clar a rămas o, să spunem așa, mirată. Îngerul nu rămâne dator, spunându-i Fecioare Maria, când întreabă Fecioara Maria că ce fel de chinăciune este aceasta, îngerul îi spune, iată, vei lua în pânte și și vei naște fiul și vei pune numele Iisus. ca Domnului, Fecioara Maria, că încă nu era la propriu, că încă nu acceptase, încă nu venise Duhul Sfânt asupra ei. Deci era Fecioara Maria, urma să fie Maica, încă Domnului, încă Domnului încă. pentru că, bine, ea era dinainte pentru că a fost aleasă. Dumnezeu știa că nu va fi refuzat. Nu își permitea Dumnezeu să propună prin Îngerul Gabriel și să fie refuzat de Fecioara Maria. Însă Fecioara Maria n-a fost robot. Trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem pentru că ea a acceptat. Deci nu a fost obligată. A nu avut a liberul programată. arbitru de care dumneavoastră spuneți. Absolut. Și, a și de asta este să... și miră. După ce îi se spune că va naște fiu și va pune numele Isus. Ea întreabă, dar cum va fi aceasta că nu știu de bărbat? Deci ea nu avea bărbat. De altfel, ea era pregătită să fie logodită, să fie măritată și așa mai departe când va fi mai mare. Bine mai mare, nu cum este ziua de astăzi, când, din păcate, ne căsătorim la vârste mult mai, mai mult mai așa, nu mai suntem așa tineri când ne căsătorim și nu mai vorbim despre faptul că majoritatea nu mai suntem nici măcar feciori. Nici la propriu, nici la figurat, atunci când ne conundăm în fața lui Dumnezeu, când primim cuvântare Dumnezească. De altă poveste, care probabil că nu ne interesează. Că dacă ne interesează, ar vorbi mai mult despre povestea aceasta. Și să revenim așadar, deci mai ca Domnului se miră și întreabă din nou cum va fi de nu că nu știu de bărbat, deci cum să nasc. Se miră. Deci iată că ea încă nu știa. Nu de știa ce planul. se va întâmpla. Doar ceva, ceva era acolo în sufletul ei, dar nu, pe clar că îngerul venise cu mesajul și ea totuși vrea să afle cum se întâmplă, dar nu știu, dar am bărbat. Și atunci îngerul Gabriel răspunde, Duhul Sfânt se va apăgori peste tine. Deci Duhul Sfânt va fi cel care va tarci. face să fii maica celui prea înalt vei naște fiu și, clar, vei rămâne fecioară. Sigur, Maica Domnului nu știa cum va fi nașterea ei de peste 9 luni. Dar e clar că unde Dumnezeu voiește, se biruiește rândul la firii. Și așa a venit Dumnezeu ca să se nască Mântuitorul și mama lui, maica lui, Maica noastră, Maica Domnului și pururea Fecioara Maria să fie Fecioară și după naștere și pe veci Fecioară. Deci, și Maica Domnului răspunde, fie mie, că e foarte important aspectul acesta, fie mie după cuvântul tău. Acest fie mie reprezintă cheia mântuirii noastre. Cuvinte scurte, puține, dar pline de importanță, pline de lucrare dumnezească, pentru că ea devenise, prin acceptare, devenise, să spunem, ceea ce n-a mai fost nimeni și nu să mai fie niciodată, portătoare de Dumnezeu și la propriu. Sfinți, în general, se numesc teofori. Există Ignate Teoforul, sărbătorit în decembrie purtător de Dumnezeu. Deci teofor înseamnă purtător de Dumnezeu. Cristofor, Alt termen. Deci l-a figurat cumva că trăim cu... L-a figurat. Deci spun, Sfântul Pavel spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci când omul devine angredat efectiv în lucrarea sa de mântuire, în lucrarea sa de a merge pe calea cea dreaptă și de a încerca să-și birui omul patimile și poftele, cum spune Sfântul Pavel, că cei care suntem mai lui Hristos ne răstinim patimile și poftele, devenim purtători de Dumnezeu. Nu mai, trăiește, nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Ei, l-a figurat. Și noi ne părtășim la fiecare sunt liturgie cu trupul și sângele Domnului. Trupul și sângele Domnului a fost și în pântecele Fecioarei Maria, în pântecele Maicii Domnului, dar era la propriu. Și noi îl luăm la propriu, Că nu luăm simbolic, cum spun unii că noi ne părtășim cu pâine și vin, dar îi simbolizează trupul și sângele. Nu, noi luăm trupul și sângele, nu sunt pâine și vin simbolizând, dar e cu totul altceva. Adică Maica Domnului a născut, efectiv, l-a purtat Bine. în pântece, carne și oase și sânge. Și cum naște orice femeie. Bine, clar, n-a rămas cu el în pântece, cu pruncul său cu Mântuitorul Său și al nostru, cum rămâne orice femeie, cu bărbat fiind, că Maica Domnului a întrebat, n-am bărbat, cum să rămân? Și atunci Îngerul Gavil a și spus, revin, puterea celui preanal te va umbri, Duhul Sfânt adică te va umbri. Și atunci ea rămâne fără bărbat, va naște fără bărbat și rămâne și fecioară după Aha. naștere, imaculată, așa cum a fost și înainte de naștere. Deci asta înseamnă sau asta? Buna vestire reprezintă începutul mântuirii noastre. Reprezintă pe Maica Domnului care acceptă cu bucurie de a fi Maica Celui Preanalt, spunând fie mie după cuvântul tău, către Îngerul Gavril. Iată așadar că noi în fiecare an suntem chemați să înțelegem, dar din păcate nu înțelegem toți, pentru că Vedeți și postul acesta pe care în fiecare an, Sărbătoarea bună Vestiri, pică în post. Oricât, ar, oricât de devreme sau târziu ar începe postul Sfintelor Paști, întotdeauna Sfânta, Sărbătoarea Bunei Vestiri, pică în Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști. Postul, probabil că vă stă acum în gând să mă întrebați despre post, este că atunci când dezlegăm legătura nedreptății, iar o nedreptate este, așa, aceasta, că, din păcate, nu. Of, sunt multe de spus despre post, poate după aceea dacă mai avem timp, dar ca să nu uite de, de importanța a Maicii Domnului, o nedreptate este și aceasta că Maica Domnului este considerată o femeie oarecare, o sfântă oarecare. Pentru că sunt oameni care așa consideră că ce importanță are ea. Ea are importanță pentru că este mare mama, întâi uh, întâi orice mamă în lumea lui. asta, și mama ta, și mama mea, și mama tuturor, care le mai avem pe lumea asta. Dar și dacă nu le mai avem printre noi, că poate unele mabe sunt plecate din lumea asta deja. Dacă ne imaginăm și le iubim și le prețuim, nu putem să refuzăm atunci când ea vine și spune, Fiule, uite, te rog, de suflet pentru mine, pentru iubirea, pe care o ai pentru mine, dacă mă iubești, ajută, uite, pe cutărică să rezolve problema asta. Dacă o mamă vine și te roagă pe tine ca fiul al ei sau ca fică a ei, refuzi? Niciodată. Niciodată. Pentru că orice mamă și bește copilul meu mai presus decât se bește pe ea. Așadar, mai ca Domnului nu refuză. Mă puțin că. Deci, mama vine să roagă fiului, e vreun fiu care refuză pe mama sa? Niciodată. Nici mama nu a refuzat Nicio... pe fiu, că până la urmă nici mama nu refuză pe fiu. A spus că își fiul mai mult decât pe ea. Ei, fiul, chiar dacă nu își iubește mama mai mult decât pe el, pentru că firesc este normal ca părintele să-și iubească copilul mai mult decât copilul pe părinte. Însă Mântuitorul Iisus Hristos, dacă mama mea, mama ta, mama noastră a venit și ne-a rugat ceva, ne-am refuzat pe mama. La fel, n -am niciodată. Deci am acceptat să ajutăm pe cine ne roagă Mama noastră. Și așadar, când, noi, când ne rugăm, întotdeauna, mai ca Domnul este prezentă, este întotdeauna prezentă, orice, în orice rugăciune trebuie să fie prezentă. Așa cum spui, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne, fieți milă de mine și așa mai departe, trebuie să spun, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, sau prea sfântă născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoși. Ea se roagă Fiului ei se roagă și Mântuitorului ei, și Dumnezeului ei, dar și Fiului ei. Ne ne rugăm Dumnezeului nostru, ne rugăm Mântuitorului nostru, ne rugăm Fiului ei, nu Fiului nostru. Deci ce este Fiul ei? Deci După mai tru... mare ar fi și mai mare amplific... ar fi amplificată rugăciunea noastră dacă am, iată, am apelat și la ajutorul Maicii Domnului și am rostit și o rugăciune către ea Da, rugăciunea semnează gândul Pentru că nu trebuie să vorbească doar buzele, vocea Trebuie să fie și gândul la unison cu ce declari Rugăciunea poate să fie și în gând Și permanent să te metamorfozezi ca om, să te transpui ca om, să te gândești Măi, eu, eu sunt om Maica Domnului este mama mea de fapt. Pentru că ea este mama pruncului Isus, Mântuitorul lumii, care a venit și pentru mine și a acceptat să fie mama celui care a venit pentru mine. Nu este normal să o primesc și eu ca maica mea, ca mama mea, pentru că ea vrea să fie și mama noastră. De ce? Pentru că ne iubește. Pentru că, om, să luăm așa, la o scară mai, nu, nu se poate compara, dar să facem în. Imaginația ne poate da voie. Un exercițiu. Deci, mama are fiul. Și fiul, mama știe că fiul a venit pentru cineva. Cum suntem noi, pentru toți oamenii. Mama, iubindu-și fiul, nu iubește și pe cine iubește fiul. Deci, fiul iubește. E simplu, da? Mama, Mama nu iubește lui... pe cine iubește fiul. O mamă responsabilă, Care o soacră adevărată, ca să vorbim acum și de termen, soacră în oră, își iubește pe cine iubește fiul. Deci, dacă fiul spune, Măi, mamă, eu iubesc pe persoana asta, o mamă adevărată, responsabilă, Acceptă și iubește? Da, nu acceptă că are încotro. Ea se oferă în a iubi necondiționat pe cine iubește copilul ei. La o scară infinit mai mare, mai ca Domnului, așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi infinit și orice păcat am săvârșit, nu putem să, să spunem așa, să înnegrim Harul Dumnezeu prezent în noi, pentru că noi avem de la Dumnezeu prin botez, avem Duhul Sfânt, Harul Duhului Sfânt, pe ce te adu Darul Sfântului Duh. Deci noi suntem botezați și unși cu Sfântul și Marele Mir. Și atunci când păcătuim, noi ne îndepărtăm de Dumnezeu, dar nu se îndepărtează de noi. Nu ne părăsește. Nu, harul nu ne-l pierdem. Doar îl neglijăm. Doar îl, să spunem așa, îl bagatelizăm, îl tratăm cu indiferență. Dar el rămâne în noi pentru că atunci când ne întoarcem, noi nu trebuie să ne mai botezăm din nou, doar ne spovedim. Dar mai, mai înseamnă cale de Al doilea boaceri. botez. Noi când ne spovedim și ne mărturisim păcatele, ne, practic este un botez, un, un continuu botez. Botez, botez, botez. Botezul lacrimilor, a Nu mai trebuie să te botezi la propriu din nou să te în apă de trei ori. Orice păcate să vârși. Ai fost botezat? Rămâi botezat pe veci. Vă rog. Dacă, ceva. dacă ne îndepărtăm foarte mult de Dumnezeu și eu știu, mergem pe căi greșite, este grea calea de întoarcere sau este posibilă calea de întoarcere către, către Dumnezeu? Și prin ce metode? Metoda venirii în sine. Adică fiecare om să aibă o discuție cu propria persoană. Pentru că de multe ori te uiți în jur și poți fi păcălit. Ispita vine de la diavol, iată, Adam și Eva, de la diavol, tatăl minciunii. Deci, dacă diavolul spune acum e primăvară, tu trebuie să ai puterea să spui diavolului nu este toamnă, vine e Crăciunul. Adică să nu crezi pe diavol, pentru că el te minte cu adevărul. Și devii sclava lui. E foarte șiret. Ispita mai vine de la semenii noștri, care pot fi oameni care, trăind o viață nu tocmai pe placul lui Dumnezeu, spre folosul lor și spre dobândirea mântuirii, pot cădea în fel și fel de vieți care sunt din ce în ce mai departe de Dumnezeu, atunci tu ca om ai și de la diavol ispite și de la oameni. Și mai vine dintr-un loc, de la tine însuți, care de, fapt este enorm de important să știm treaba asta, că lupta cu tine sau cu fiecare cu sine este cea mai grea. De asta am spus că trebuie să ne răstinim patile și poftele. E cel mai greu să te lași de patii și pofte, pentru că ele te îndepărtează de Dumnezeu. Păi, e destul de complicat, destul de greu, pentru că patimile și poftele sunt vârșete, îți dau bucuria, plăcerea, satisfacția. Suntem mobiți să ne placă, să mâncăm, să desfrânăm, să ne bucurăm de priveliști și de șanțate. Adică, mai să o luăm acum pe românește, că nu trebuie să mințim la televizor. Mulți bărbați între a privi o pevigătoare sau a asculta o privighetoare sau a privi, să spun așa, stelele noaptea, să contemple Universul, Galaxia, care Lactee și Carul Mare și așa mai departe, Carul Mic, ar prefera să vadă femei dezbrăcate. Greșesc sau nu? Fără îndoială, așa este ce, ce spuneți dumneavoastră, dar știți cum? Vedeți? Și toate deci, aceste ispite sunt, sunt parcă mai la îndemână. La ce spuneați? Și uh, toate aceste ispite parcă sunt mai, uh, mai la îndemână, uh, ca oricând, pentru că vedem... Păi tocmai de asta sunt neastră... mai la îndemână, pentru că ele, ele înșeală pe oameni, pe oameni, pentru că ele sunt date foarte ușor. Și tocmai ca scaumului să vină greu să reziste. Adică să fie ușor să cadă, că v-am întrerupt. și să fie greu să se ridice. M-ați întrebat dacă este greu. Este foarte greu, dar nu este imposibil să te ridici din păcat. Îți trebuie conștiință, să nu doarmă, că Dumnezeu ne-a lăsat-o. Dar dacă doarme, conștiința, somnul conștiinței naște monștrii. Deci, în propria viață poți să ai monștri, să ai mici șerpi veninoși care te înțeapă continuu, care îți pun în pericol propria mântuire. Dar tu ești inconștient, adică ești conștient că trăiești. Dar ești un fel de mort ambulant, te miști, ai reacții, sună telefonul, te ridici, sună la ușă, te ridici, mergi la servici vii acasă, te duci la fotbal, te uiți la meci, reacționezi, nu? Plouă, îți pui umbrelă, ești un, ești un om care încă trăiești. Dar din punct de vedere al mântuirii, al dobândirii lui Dumnezeu, al cunoașterii sale, al dobândirii adevărului, nu te interesează. Cred că cel mai important este să conștientizăm Absolut. pe calea greșită pe care mergem. Să-ți dai seama că ești pe calea greșită. Adică, pentru că vedeți, primul pas pe vindecare este să realizezi că ești bolnav. Realizând că ești bolnav, știi ce pericol te afli. Știi ce vine după păcat? Moartea. Adică plata păcatului este moartea. Și atunci trebuie să fii conștient că dacă vei continua așa, vei fi în pericol. Pe veci. Dar pe trebuie... această cale greșită. Trebuie să ne dăm seama că nu suntem pe calea cea dreaptă. Da, da, pentru asta avem și doctori. În speță suntem noi preoții. Sau ar trebui să fie de fapt și mamele și tații noștri, nașii noștri de botez, care ar trebui să ne tragă de mâine atunci când greșim. Dar ce te faci când poate și ei la rândul lor sunt pe calea greșită? Cine să te mai tragă de mânecă în afară de preot? Nimeni. Atunci, măcar atunci când venim la biserică, avem șansa să primim adevărul în față, să primim învățătura de la preot, pentru că preotul este și învățător. Misiunea preotului de a învăța, nu doar de a prinde o cădeniță, de a-ți pune straiele și a face o slujbă cu un o vormântare, un botez și așa mai departe, o pomană, un parastas. Noi trebuie să învățăm pe oameni adevărul lui Dumnezeu, nu adevărul meu. Și atunci când preotul face treaba aceasta, măcar la biserică ai șansa de a primi adevărul, de a-l găsi pe adevăr. Pe Hristos, de fapt, că el este calea adevărului și viața. Făcând treaba asta, te vei mântui. Și atunci vei lăsa păcatul. Sau cel puțin ai ocazia să lași. Sau cel puțin ai ocazia să afli că trebuie să lași. Sau cel puțin ai ocazia să afli în ce pericol poți să ajungi dacă nu lași. Și tot continuând așa, la un moment dat te poți lăsa. Și spune Sfânta Carte. A cădea în păcat este omenește. A rămâne în păcat este diavolește. Deci, atenție! a rămâne în păcat e diavolește, nu a cădea. Când caz, ești om. Când rămâi acolo, e diavolește. E când te ridici, este Dumnezește. Practic, diavolul este mai puternic decât noi. Se dovedește a da. fi mai, mai da. puternic. Nu e neapărat mai puternic. El se folosește de puterea mea. Eu dacă sunt slab în fața lui, sunt slab în fața mea. Sunt oameni care au condus imperii, regate, împărății. Și au fost slabi pentru că erau slabi în fața băuturii, a tuturor spectacolilor care erau provocatoare, a femeilor pe care ei le aveau în imperiu pentru că un împărat dar de putere mare nefiind creștin. El își dă soția la o parte și și ia pe orice femeie și dacă spune, dacă nu vei fi la mine, la mine în cort la noapte, mâine nu o să mai trăiești, sau ați voi pedepsi părinții, șantaj, nu? Oblig. Deci clar, asta înseamnă un lucru mărșav, diavolesc. Ei, iată oameni puternici, totuși care conduc lumea, dar totuși sunt slabi, pentru că nu se biruie pe sine. Adică sunt slabi în fața lor, în fața propriei persoane. Că devin sclavi ai păcatului. Și spuneam că mai ușor să uită bărbat după o femeie decât după stele, pentru că a pe după o femeie înseamnă plăcere. Înseamnă că îți bucuri privirea, îți bucuri mintea, îți bucuri, să spun așa, partea acea în care, în care naște plăcerea, naște dorința de plăcere. Gândul de a face un păcat cu acea femeie, Imaginația, care joacă și e un rol important, că în gând se nasc păcatele și apoi începi să dorești un păcat. Ei, toate aceste păcate, mâncarea, băutura, țigara și toate drogurile și tot celelalte, ele plac Băcate. omului. Plac, pentru că omul vrea să trăiască bine, vrea să aibă plăcerile dezvoltate, să aibă toți senzorii deschiși să trăiască bine, să doarmă bine, să mănânce bine, să aibă mașini cât mai luxoase, cât mai puternice, să aibă cai putere cât mai mult, cât mai, mai mult, bani de... cât mai mulți. Și din ce în ce mai mult astfel de, de lucruri. Da, și omul nu se mai satură. Totdeauna vrea să aibă mai mult. Deci dacă nu jignim pe nimeni, dar sunt acești oameni care consumă alcool, să spunem spre ei acum, niciodată nu se va sătura de, de alcool. El dacă ar Spaline bea, ar bea continuu. Și că nu are țuică, vin, palincă, vodcă și așa mai departe, ar prefera dacă se poate să strângă două prune să în palmă iată... și să curgă țuică direct, dacă s-ar putea. Asta înseamnă că omul când este sclav al păcatului, el continuu vrea să se hrănească din păcat. spuneți mi Părinte, pentru că ne apropiem de da. finalul acestei ediții speciale, cât de mult contează, pentru că vorbeați dumneavoastră despre acea rugăciune, cât de mult contează locul în care ne rugăm. Mă refer aici pe, că sunt multe persoane care spun că pot să mă rog și aici și are același efect. Există vreo deosebire între rugăciunea pe care eu știu ne facem acasă sau este mult mai puternică dacă mergem la biserică și ne rugăm într-o biserică, într-o mănăstire, într-un lăcaș de cult mai Rugăciunea pe este peste tot. Pe vârful Muntelui Parând, pe Himalaya, în Groapa Marianelor, în Oceanul Pacific, îmbrăcat în costum de scapandru, căutând o comară pe acolo, oriunde fii, te poți ruga și pe Lună, și pe Jupiter, dacă am ajunge vreodată, sau în alt sistem solar. În biserică mergem și pentru rugăciune, dar mergem pentru altceva. Deci, de rugăciune ne putem ruga oriunde, dar în biserică acolo găsim pe Hristos. Casa lui este peste tot. Și aici, acum, și acolo, la dumneavoastră, în fiecare loc, este Dumnezeu. În noi, peste tot. Împărăția lui Dumnezeu, spune Biblia, este înăuntru nostru. Ne putem ruga oriunde. Eu cu mine îmi pot ruga oriunde. Unde trei sau trei numele meu spune Hristos, acolo sunt și eu. Deci noi acum doi, dacă suntem aici și cu cei privitorii noștri, formăm biserica. Dar biserica de zid, la propriu, este nevoie de ea pentru că este un spațiu consacrat, special, sfințit de către episcopul locului, în speță la noi, mitropolitul în alt preasfințitul nostru, Mitropolit Dr. Iriniu de la Craiova, care atunci când se sfințește o biserică, un loc special consacrat vine cu alai mare de preoși și diacon, cu popor mult, vine și sfințește biserica. De ce? Pentru că acolo se săvârșește Sfânta Liturghie. Bine, și celelalte slujbe, dar Sfânta Liturghie este unică, pentru că în timpul Sfintei Liturghii, trupul și sângele Domnului se dau spre iertarea păcatelor noastre. Pâinea și vinul transformate în trupul și sângele Domnului. Și nu te potrivește unde să faci Sfânta Liturghie. Deci, rolul Bisericii ăsta este primordial de a operi pe Hristos sub forma Trupului și a Sângelui, pentru că noi luăm la liturghie. <fie> Liturghia nu putem să o tăvârșim în orice casă, în orice cameră, în orice loc. În cazuri extreme, Doamne ferește, cum e iată situația cu conflictul din Ucraina, când o biserică este dărâmată poți cu aprobare episcopului, cu sfințirea de rigoare, să poți să sunt Sfânta Liturghie pe o pânză specială care minui Antimisu, care se ia din Sfântul Altar din Biserică, dacă se mai poate, și se folosește oriunde pe masă, facem o slujbă de sfințire, alungării de... Sfințirea asta înseamnă, nu? Alungarea Duhului Răutății și așa mai departe și venim noi și spunem, Doamne, faceți loc binecuvântat de Tine ca să putem să Sfânta Liturghie. Iată, extrem de importante aceste precizări. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici în această seară alături de noi și de telespectatorii noștri și cu siguranță ne vom mai revedea. Iată, urmează și Sfintele Sărbători Pascale și așa cum ne-ați obișnuit, cu siguranță vom avea ediții speciale aici în platorile noastre. Vă mulțumesc tare mult încă o dată! Doamne ajută și toate cele bune! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi aici la TV Sud. Vă urez o seară minunată în continuare și evident să rămâneți alături de noi aici la TV Sud.